Vă mulțumesc, domnule președinte. Discutăm despre distrugerea democrației în Ungaria, însă cam același lucru se întâmplă și în România. Ambele cazuri prezintă de asemenea caracteristici similare cu ceea ce se întâmpla în Italia lui Berlusconi. Vedem acum că atât în România cât și în Ungaria puterea se concentrează în mâna președintelui. Liderii din cele două state consideră că din moment ce au câștigat alegerile pot face tot ceea ce își doresc, pornind de la structura constituțională a statelor lor și modificând-o în funcție de dorințele lor. Jocurile s-au făcut. Liderii populiști au aceleași obiective peste tot. Doresc să domine Parlamentul, presa și toți ceilalți actori importanți. Vedem că în România președinția folosește serviciile secrete și poliția pentru a intimida opoziția și opozanții. În același timp, televiziunea publică a devenit un fel de mijloc de propagandă publică, iar presa din România este considerată a fi un fel de amenințare la adresa securității naționale. Este absolut îngrozitor faptul că alegerile într-un stat european sunt organizate de structuri cât se poate de anacronice, așa cum se întâmplă în România acum. Mii de oameni au ieșit pe străzi în România și își cer drepturile, iar noi trebuie să folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a păstra principiile care stau la baza Uniunii noastre.